În biserica slavei tale stând, în cer asta ni se pare. Iubiți credincioși, este ziua bisericii noastre. Hramul înseamnă pe lângă bucurie și o aniversare. Anul acesta se împlinesc cu slujba pe care am săvârșit-o în seara aceasta 30 de ani de când biserica noastră a reintrat în circuitul închinăciunilor. Timp de aproape 50 de ani, în biserica aceasta s-a tăcut. În biserica aceasta s-au pregătit probabil generațiile astfel încât noi să fim beneficiarii tăcerii și ai cuvântului. După unii, această biserică își are așezată piatra de temelie în jurul anilor 1880, imediat după războiul de independență. Până atunci, sub toată ocupația otomană, nu trebuia ca nicio biserică să aibă o turlă mai înaltă decât geamia. De aceea, bisericile, la formatul la care este biserica noastră, au început să se construiască după 1877. Până atunci, în Constanța, nu putem să spunem că nu erau biserici, dar respectau legislația otomană și erau ceva mai joase. O biserică, dintre cele care au rămas pe teritoriul Constanței, înaintea bisericii noastre, este biserica așa numită greacă, a comunității elene. O biserică, dacă vă uitați, vă dați seama că are o turlă mai înaltă decât o geamie, dar această turlă a fost înălțată după războiul de independență. Noi însă ne aflăm aici la malul mării și până acum, la câte biserici s-au construit în Constanța, am rămas singura din al cărui altar se vede marea. Dacă vrea cineva să mă contrazică, sunt aici, am mai dat răspunsul și altora, din catedrală se vede, dar nu din altar. Este o nișă din care se vede marea foarte bine, dar acea nișă nu este în legătură cu altarul. Biserica noastră are hramul Sfântului Ierarh Nicolae, este așezată, să spun așa, în mod strategic la malul mării, pentru că spre biserica noastră se uită toți marinarii și până când o zăresc, ei toți spre noi se uită, pentru că ei se uită spre țărm. Întotdeauna când ne aflăm pe mare, ne uităm să vedem pământul. E bine că atunci când suntem pe pământ, visăm să ajungem pe mare, visăm să ajungem în aer, visăm să ajungem în altă parte. Dar iată că biserica noastră este ca un far care arată navigatorilor că aici este pământul. Spuneam însă că a fost foarte zdruncinat trecutul bisericii noastre. După ce lucrurile au mers într-o anumită direcție, prin anii 50, atunci când s-a botezat strada din spatele bisericii Karl Marx, și nu vă spun mai multe, în acel moment s-a constatat, de către cei îndrituiți să o facă, faptul că pe un perimetru foarte restrâns erau 4 biserici. Și atunci a spus că din acestea 4 trebuie să rămână una, și anume catedrala, care între timp se construise, și biserica aceasta să fie pur și simplu abandonată. Probabil că așteptau să se clatine sau așteptau ca vremea să facă de așa natură încât zidurile să nu mai fie sigure. Cert este că până în 1961, atunci când din binecuvântate pricini s-a construit sala sporturilor pe bulevardul Mamaia, între bulevardul Mamaia și bulevardul Mircea, s-a construit fix pe casa de rugăciune a luteranilor, care, știind să vorbească și să scrie în germană, s-au înțeles cu cei de la Haga și au făcut o mică petiție, drept care a trebuit să se ia o măsură să se dea și lor un lăcaș de cult. Și atunci au dus aminte că în peninsulă există o biserică care poate să fie folosită în locul celei dărâmate a luteranilor. Au venit vieții oameni aici și au făcut ce puteau să facă. Adică
Catapeteasma a fost dată la o parte, mai erau câteva urme de frescă, le-au dat cu var, unde nu căzuse fresca dinainte. Cert este că vreo 5-6 ani au făcut față cele 30 de familii de luterani care mai rămăseseră. Dar prin 1971 au spus, fraților, e prea mult pentru noi, cade pe noi pentru că nu putem întreține. Și atunci s-a luat act de faptul că nu mai e nevoie de această biserică și s-a închis din nou. Încă mai am vecini pe aici care îmi povestesc că atunci când erau mici, nu credeau că poate să fie o biserică aici, pentru că erau niște buruieni așa de mari și o să vă întrebați, dar cât erau buruienile chiar așa de 14-15 metri să acopere și turla? Nu! Buruienile erau tot de 5-6 metri maxim, decât că treceau și prin turlă. Adică, de la turlă încolo erau altă generație de plante, care o acopereau pur și simplu. Era lângă noi un pericol aproape public, prin faptul că din clopotniță, din când în când, mai cădea câte o scândură care nu se mai ținea din cauza timpului. Cert este că până în 1987, în această biserică, nici măcar nu mai era nevoie să se pună lacăt, pentru că nu se putea intra. Ușa de la intrare era așa de căzută, încât pur și simplu nu se mai putea deschide. Însă, în anul de grație 1987, chiar la vecernia aceasta, părintele Neculai Voicu, protoiereu de Constanța, a avut curajul și a făcut niște demersuri, pentru că se mai lămuriseră puțin lucrurile și trebuie să vă spun un lucru. În anul 88, se pregăteau frații noștri de la Răsărit de mileniul creștin, de la botezul acela în Volga, și atunci au spus că 1988 trebuie să fie un an în care să marcăm și acel eveniment și au început unitățile militare să aibă în grijă și bisericile. În 1988 nu era un lucru atât de simplu, dar fratele nostru Mihail Gorbaciov a lăsat puțin lucrurile să se mai îndrepte și către Dumnezeu, astfel încât poporul să își mai îndrepte puțin atenția și către cei care îl conduceau. Și în acest context, orice eveniment nu se întâmplă în anul în care neapărat avem o aniversare. Ați auzit probabil zilele trecute despre secolul de la Unirea cea Mare. Bineînțeles că la anul se va întâmpla, dar noi am început deja festivitățile de manifestare frumoasă. Așa s-a întâmplat și atunci, și în 87, va să zică cu un an înainte de mileniul creștin rusesc, părintele Neculai Voicu a avut îndrăzneala să ceară, cui putea să ceară, ca în această biserică să se redeschidă o viață creștinească, firească. I s-a aprobat și atunci Consiliul Local și Consiliul Județean au făcut o întâmpinare și au făcut cele de cuviință, astfel încât părintele a putut să consolideze biserica. A consolidat-o, a pregătit-o pentru pictură, dar a venit Revoluția și părintelui i s-au deschis perspective de ctitorie și a zis, dacă tot fac ceva, haide să fac ceva din temelie. Și a făcut biserica de la Far, Sfânta Maria. Duhul acesta a ctitoriei nu l-a părăsit nici astăzi, pentru că și-a făcut mănăstire la Ciocârlia și acolo s-a reînchinoviat și duce o viață frumoasă în perspectiva bucuriei ctitoriei pe care a săvârșit-o. Noi s-am rămas aici, găsind o biserică pregătită pentru pictură și diacon fiind, înalt preasfântul Lucian, Dumnezeu să-l odihnească, m-a rânduit să vin aici și astăzi vă spun cu emoția momentului că slujba vecerii este una specială. Este o slujbă la care eu personal mi-am adus aminte de diaconie. Este singura slujbă la care un preot rostește o ectenie din afara Sfântului Altar, și anume în fața Sfintelor Ruși, închise fiind, după Psalmul 103 care se citește la strană. Ca diacon, toate ectenile pe care le zice un diacon, le zice din afara
Sfântului Altar de sub policandru. M-am văzut diaconul de acum 23 de ani în preotul care era în fața Sfintelor Ruși și atunci am realizat că și pentru mine este un moment frumos, venind după 2 luni și jumătate de absență, datorate unei ascultări pe care vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră. În această seară mi-am adus aminte de unde am început, și anume cât de puțini oameni puteau să creadă într-un diacon venit de la catedrală. Mai mult curiozitatea i-a împins pe unii să mă vadă cum mă manifest și ca preot, pentru că mă știau de 2 ani și jumătate la catedrală. Apoi să nu uităm de Părintele Asenie, care i-a trimis aici la Sfântul Nicolae, considerând chiar de la început aproape o filială a mănăstirii Techirghiol, și încet, încet, bulgărul de zăpadă s-a mărit, s-a tot mărit, până când Dumnezeu pregătea împlinirea celor 30 de ani de când s-a redeschis biserica, cu o mică pauză în cariera mea, care va fi scrisă probabil și în biografia mea. Știți că în muzică pauza este mai importantă decât în măsură. Mai importantă pentru că cu ajutorul unei pauze se pot face sincopele. Se inversează timpii accentuați cu cei neaccentuați și atunci când vrei să pregătești ceva într-un fragment muzical, este bine să ai întâi această pauză, această sincopă, care face parte din compozițiile cele mai fine. Ei bine, acum câteva luni vă învățam tot de la solea aceasta despre ce înseamnă să avem grijă și de noi. Și anume, mi-aduc aminte când vă spuneam de câteva ori chiar anul acesta, cât m-a impresionat prima mea călătorie cu avionul, când am aflat că atunci când în puțin probabilul caz de depresurizare, cad măștile de oxigen, cei care au copii în brațe să-și aseze întâi, prima dată ei, măștile și apoi copiilor. Lucrul acesta probabil că vi l-am spus, l-ați învățat câțiva dintre dumneavoastră, dar eu probabil că trebuia să și experimentez. Și anume tot vă vorbeam despre boală, despre timp în primul rând, despre timp v-am spus de vreo 5 ori numai anul acesta, cum se împarte ziua în 8-8-8, cele 24 de ore, și trebuie să dăm 8 ore corpului nostru, apoi 8 ore muncii și 8 ore familiei. Pe semne că cele 8 ore ale mele nu au fost atât de bine respectate și am ajuns la situația unei oboseli cronice care și-a cerut drepturile. Această oboseală însă m-a adus în fața medicinei pe care am explicat-o în fața dumneavoastră de foarte multe ori, care a fost cu mine la fel ca bisturiul, adică a tăiat pur și simplu. Când mi s-a spus prima dată că aproape 6 luni nu pot să mai ies în viața publică, am crezut că mi se taie picioarele. Dar încet, încet am început negocierile. Hai o lună, nu, 2, nu, 3. Hai mai discutăm după ce vin niște analize după 62 de zile. Asta făcând parte din negociere, vă dați seama ce era în sufletul meu. Credeam că duminica viitoare trebuie să fiu aici. Și mi-am dat seama că nu se poate. La cum mă cunoașteți pe mine și la câți fii duhovnicești știți că mă cunosc, cred că vă puteți da seama că era foarte simplu, într-un fel, să nu fac ascultare. Dar atunci mi-am adus aminte de Părintele Arsenie Boca. A fost depus din treaptă, în mod cu totul și totul abuziv, de către regim, și s-a interzis să mai slujească. Se mulțumea cu pictura bisericii de la Drăgănescu, lângă București. Însă fiii lui duhovnicești i-au înlesnit ca în drum spre prislop să treacă prin Sinaia și au organizat ei acolo o pândă celebră, astfel încât biserica să fie cu totul și cu totul străjuită și părintelui să-i se îngăduie să slujească.
Și când s-au apropiat de Sinaia, i-au și spus: Părinte, știți, acum mergem în drumul nostru, ne oprim în seara asta la Sinaia și facem o slujbă acolo. Păi zice, cine o face? Păi, cuvioșia voastră. Zice, nu, eu nu mă joc cu ascultarea. Păi da, dar știți că ăia care au zis că să nu mai slujiți nu sunt chiar ușă de biserică și... Nu, tată. Ei, atunci mi-am adus aminte și m-a întărit Dumnezeu să și țin la constatare și am zis, nu, tată, ascultare e ascultare. Dacă eu cer ascultare celor care vin la mine și au anumite probleme, și eu, la rândul meu, trebuie să fac această ascultare. Mai ales că mie mi-e foarte dragă medicina și am discuții foarte interesante cu frații medici. O parte din ei îmi sunt și fii duhovnicei și putem discuta foarte lejer. Am fost înconjurat de multe surori duhovnicești, cărora le mulțumesc pe această cale. S-au îngrijit de mine foarte, foarte bine. M-au trimis la vârfurile medicinei și ale practicării în ceea ce privește partea care mă interesa cel mai tare, partea de diabet, boli de nutriție și mai ales de pneumologie. Lucrurile au fost foarte interesante, bine puse la punct și mai am o datorie. Când am făcut pactul să mă și întorc, mi s-a cerut un lucru la care încă mi-a mai fost dat ca timp de gândire, să răspund la întrebarea la ce renunț. Și îmi dau seama că fără a renunța la ceva nu se poate. Deja 99,99% balanța este înclinată pentru că nu pot să renunț la biserică. În partea cealaltă am mai rămas numai pentru că avem niște probleme la universitate pe care nu vreau să le las așa chiar în baltă, pentru că așteptăm o vizită a Racisului și mă gândesc să pun și eu umor acolo cât pot. După care, aici sunt în fața dumneavoastră că voi face ascultare față de medicină până la capăt și o să spun, da, am renunțat la ceva. Pentru că dacă nu voi renunța la atitudinea de a nu spune nu, primii care aveți de suferit sunt de dumneavoastră. Pentru că nu aș mai putea să am timp necesar și suficient, astfel încât să vă pot zâmbi fiecăruia în parte. Vreau ca până la urmă să înțelegeți un lucru. Chiar astăzi, reintrându-mi în atmosferă, lumea a crezut că am revenit. Nu am revenit. Eu nu mai sunt acela care a plecat și care a așteptat 2 luni și jumătate să se întoarcă. Eu nu m-am întors același. Sunt altul. Aș vrea să constatați că sunt mult mai bun. Aș vrea să constatați că sunt mult mai rugător. Aș vrea să constatați și mai ales să-și vadă Dumnezeu că mi-am îmbunătățit multe din calitățile pe care trebuia să le pun la punct. Dar atunci când vă spun nu, nu așteptați ca până acum să-mi schimb părerea. Pentru că una din greșelile mele a fost asta. Am spus nu și cel care a insistat a primit până la urmă. Nu se va mai întâmpla lucrul acesta. Voi spune o singură dată, aveți dreptul să vă supărați pe mine, pentru că nu am cum să vă oblig să nu fiți supărați pe mine. Și aveți dreptul până la limita aceea la care eu ca părinte, chiar poate că vă și smintesc acum, dar vă spun, accept următoarea replică față de un copil, ca părinte. Dacă nu te-am făcut să mă urăști de moarte, măcar o dată în viață, înseamnă că nu te-am iubit niciodată. Dacă nu v-ați supărat niciodată pe mine de moarte, înseamnă că n-ați simțit cât de mult vă iubesc. Aveți dreptul de acum înainte să vă supărați mai des, dar important este să știți că ascultarea pe care eu am făcut-o mi-a prins mie bine, astfel încât am putut să mă odihnesc, am putut să îmi dau seama că și coerența, nu numai verbală, ci și coerența gândurilor a avut de câștigat, am putut și eu să vă mărturisesc până la capăt.
să mă bucur de familie, să-mi dau seama că, într-adevăr, familia este cea care m-a propulsat până aici și nu vreau să fie pe planul 2, vreau să fie pe același plan toate realitățile din viața mea. Nu vreau să sune cuvântul acesta al meu după o pauză, vedeți că încerc să evit cuvântul revenire, că nu este o revenire. Nu vreau să sune cum suna odinioară și bine remarca un enoriaș de-al meu. Mie îmi plac foarte mult Cârcotașii și mi-a spus că o cuvântare de-a mea semăna mai mult a drept la replică. Înțelegeți ce vreau să spun? Aș vrea să sune cuvântul din seara aceasta, nu un cuvânt personalizat, Doamne ferește, nu. Este hramul bisericii. Este bucuria bisericii noastre și în acest context am vorbit și despre biserică, dar vorbim și despre noi ca slujitori. Acum vreau să-mi permite să mulțumesc și părintelui Alin, care a ținut flacăra aprinsă, care a avut bunăvoința și chiar delicatețea de a nu face valuri celorlalți ca să creadă că aici s-a întâmplat ceva. Nu, aici s-a întâmplat ceva frumos. Ați fost martorii unei ascultări pe care eu a trebuit să o fac. De aceea rugăm pe Dumnezeu ca în seara aceasta să regândim tot ceea ce înseamnă viața noastră. Viața noastră este frumoasă dacă o lăsăm să fie frumoasă. Însă putem să greșim și atunci când facem exces de zel. Și putem să practicăm un soi de suicid, chiar dacă suntem foarte buni creștini. Eu unul mă mărturisesc în fața dumneavoastră, ca să învățați din greșelile mele, să nu cumva să faceți greșeala pe care am făcut-o eu de a mă implica atât de mult încât să nu mai am timp de mine. Pentru că această situație de workaholic, de bolnav de muncă, să știți că este la toate nivelurile. Dar să învățați uitându-vă la mine. N-am să fiu, Doamne ferește, niciun caz distant. Nu. Dar am să fiu mai realist. Și am să respect ce zicea părintele Arsenie: tată, când vine cineva la tine și bate la poartă să-ți ceară o felie de pâine, te duci în casă, întrebi pe soție, pe copii, dacă le e foame și dacă poți acea felie de pâine pe care știi că o ai, să o dai mai departe, și dacă ei îți spun că încă mai le e foame, îi zici celui care a bătut la poartă să bată și la poarta vecinului și până în seară zici: tată, o să aibă grijă Dumnezeu. Eu vă mulțumesc tare mult și mulțumesc părintele Alin încă o dată că a menținut așa de frumos atmosfera în biserică, m-a primit cu atâta căldură și nu m-a forțat, să știți, niciodată nici măcar să-i dau un răspuns la întrebarea când voi veni sigur. Probabil că bănuia că nici eu nu știu, nici eu n-am știut, să știți. Depindeam de niște analize care veneau în fiecare săptămână și acum mai am un singur amendament. Nu voi putea până în luna februarie, cam coincide cu începutul postului, să particip la taina Sfintei Sfântului Maslu. Mă rog, este una dintre clauzele pe care le-am primit și face parte din ascultare. Dar vom merge în continuare așa cum știm. Preacucernice Părinte, iubiți frați creștini, cred că n-am făcut nimic din ceea ce nu trebuia să fac. Iar dacă am împlinit lucrarea pe care o avem aici în slujire, am împlinit-o pentru că noi suntem slujitorii dumneavoastră și ai lui Hristos. Mi-am dat seama de lucrul acesta mai mult ca oricând în urmă cu vreo 10 ani, când am fost și eu încercat, probabil unii dintre dumneavoastră vă amintiți, am fost încercat de o lipsă de voce, de o pierdere a vocii. Când Părintele, de asemenea, a suplinit, fără să pună multe întrebări, fără să-i scodească, așa cum cred că am făcut și eu. Chiar dacă vă mărturisesc că au fost foarte multe ispite din partea unora și altora, fie de aici, fie din centru,
care voiau să știe amănunte, dar nu de dragul de a pune umărul la rugăciuni. Nu, nu. Și pentru a crea alte lucruri. Mă bucur că am putut să răspundem așteptărilor dumneavoastră în măsura în care ne-am priceput. Starea de normalitate pe care o presupune slujirea este aceea de a-L propovădui pe Hristos. În momentul în care dăm voie la o apropiere mult prea mare, așa cum spunea Părintele, se întâmplă ceea ce i s-a întâmplat și dânsului, ceea ce s-a întâmplat și altora, acela de a se pierde pe sine pentru fiii duhovnicești, de a uita de sine, de a se neglija și de a plăti la un moment dat factura. Și factura aceasta a văzut că a venit. Încercarea este mare. Ea trebuie trecută și nu o poți trece singur. O poți trece numai cu ajutorul lui Dumnezeu și a celor care te înconjoară cu dragoste și cu rugăciune. Și acum va trebui să vă spun un adevăr pe care l-am constatat în această perioadă, că au fost 11 săptămâni, în care am văzut oameni care vă sunt fii duhovnicești și care au venit și s-au rugat cu tenacitate în această biserică, alături de mine. Și au fost oameni care veneau la această biserică și n-au mai venit, au venit doar să-i scodească, să întrebe, să cerceteze, să studieze. Aceștia v-au ca idol, nu v-au ca duhovnic. Nu e bine. Și vă mărturisesc lucrul acesta, pentru că trebuie să vă feriți de această idolatrie. Sunteți un om iubit, sunteți un om care îl propovăduiește pe Dumnezeu și trebuie să-L iubească cei care vă văd pe dumneavoastră pe Dumnezeu. Nu omul, ci pe Cel ce îl propovăduiește pe Dumnezeu. Dacă veți face această percepție corectă, îl veți menaja și îl veți ajuta și pe Părintele enorm de mult. Dânsul are nevoie de acest ajutor. Nu e genul care să spună nu. V-a făcut acum promisiuni solemne că o să vă spună nu, că o să vă refuze. Nu o să fie așa. Dumneavoastră trebuie să simțiți măsura lucrurilor și să nu întindeți coarda prea mult. Să vă folosiți de dânsul, dar să-i lăsați timpul necesar pentru a respira, pentru a vă fi duhovnic așa cum se cuvine. Părinte, locul vă era aici în biserică. Bine ați venit acasă. Mulțumim tare mult. Doamne. Este hramul bisericii noastre. Fără ajutorul Sfântului Nicolae, fără mijlocirea sa înaintea tronului ceresc, al lui Hristos cel veșnic, nu s-ar putea întâmpla toate aceste lucruri. Hramul bisericii, cinstirea ocrotitorului nostru, abia a început. Haideți să o desăvârșim mâine în rugăciune împreună. Amin. Vă mulțumim tare. Să fie cu poros și vă așteptăm mâine la Sfânta Liturghie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută.